Campania de promovare a carierei didactice Profesori buni, țară prosperă, alegi să devii profesor a ajuns și la Bălți. Peste 200 de tineri din nordul țării au participat la un panel de discuții pentru a afla mai multe despre oportunitățile pe care le oferă autoritățile celor care își doresc o carieră în domeniul didactic. Evenimentul de astăzi are un obiectiv foarte simplu. Să arătăm tinerilor oportunitățile pe care le au dacă aleg cariera didactică. Republica Moldova să fac foarte mari eforturi pentru a încuraja tinerii să meargă spre cariera didactică și ne-am gândit că ar fi foarte interesant pentru dumneavoastră. Tinerii care au ales să devină profesori spun că activitatea didactică este una solicitantă și responsabilă, motiv pentru care puțin dintre cei care iau această cale ajung să predea în școli. Din păcate, tot foarte puțin aleg să meargă mai departe, să continui. Munca cu copiii e foarte dificilă, chiar din propria experiență, și nu toți au curajul să activeze. Tinerii nu prea iau în serios această profesie, dar nu ar trebui să uităm, pentru că de la profesori se începe totul. Ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală, prezent la eveniment, a vorbit despre importanța profesiei de pedagog, dar și facilitățile pe care le oferă statul celor care aleg să îmbrățișeze această meserie. Tinerile cadre didactice beneficiază de indemnizația anuală de 40.000 de lei pe an. La fel, în primii 3 ani de activitate, tinerii specialiști beneficiază de normă redusă până la 75% de normă, păstrând același salariu. La fel, cei care activează în sate și orașe beneficiază de compensații pentru servicii comunale. Conducerea Universității din Bălți susține că doar în ultimii ani instituția a reușit să atragă investiții de aproape 2 milioane de euro pentru modernizarea laboratoarelor și eficientizarea procesului didactic, astfel încât tinerii să beneficieze de condiții de studii moderne. Tinerii care trebuie să devină o generație trecută prin laboratoare, tinerii care să păstreze curiozitatea, inovația și să înțeleagă că profesia de pedagog este una care nu va înlocui nimeni niciodată, niciodată nu o să dispară. Universitatea noastră aplică frecvent la proiecte, dar voi face trimitere la cele 3 subproiecte care reprezintă o sumă fabuloasă sub 2 milioane de euro, monitorizați de minister, dar și de Banca Mondială, către eficientizarea și modernizarea spațiilor. Evenimentul s-a încheiat cu prezentarea ofertelor educaționale ale Universității de Stat ale Coruso și ale Colegiului Pedagogic Ion Creangă din Bălți. Astfel de activități au fost desfășurate la Cahul și Chișinău.